ipostaza femeii ca mamă este una dintre cele mai respectate roluri din societate. Dar oare este chiar așa? Respectul simbolic ar trebui însoțit de un respect concret care este mereu sub asediu. Politicile de austeritate includ restrângerea concediilor maternale și diminuarea subvențiilor de nou născuți. Privatizările masive înseamnă dispariția creșelor și grădinițelor atașate fabricilor. Acum doar o mamă cu bani își permite creșe și grădiniță decente pentru copiii.